Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Free Fire, iar astăzi în acest clip o să vă arăt care sunt următoarele costume oficial de la Magic Cup care se vor lansa pe data de 24 ianuarie. Costumele astea sunt oficial că o să bage ele deoarece Garena le-a pus și pe joc. După cum vedeți sunt aici scrise 10 costume care se vor băga, doar că din nume foarte puțin înțeleg ce costume sunt, iar astăzi o să vă arăt costumele care urmează să bage aceste 10 costume. Și mai jos, uite, avem și 10 costume care o să se scoată, care sunt acum și o să se scoată. Din păcate că am văzut ce costume o să se bage, nu sunt costume care le-am arătat într-un clip anterior postat de mai demult. Am postat că o să se bage niște costume, niște incubatoare ieftine, dar nu o să fie alea, e complet altceva. Alea, din păcate, sunt pe altă regiune, din păcate sau din fericire. Deci astăzi se va arăta care sunt acele costume și mai avem aici niște game updates. M500, G36 și VSS va primi buff și Trogon și M60 nu va mai fi așa de bun. Deci haideți să nu lungem prea mult, nu uitați să dați acolo un mare like, un subscribe și haideți că revenim cu costumele să vă le arăt. Deci avem aici primul costum, ăsta este primul costum, costumul ăsta este destul de vechi, este foarte vechi acest costum și o să fie băgat la Magic Cup. Nu știu dacă o să o mai rebăgat între timp de când l-o băgat prima dată, dar știu că e vechi și nu mi-aduc aminte dacă s-o mai rebăgat sau nu, dar acum îl rebagă la Magic Cup acest costum și la care vor să le iei o să-l ia. Avem al doilea costum, imediat îl arat aici. Uite, a doilea costum care este același tip de costum, doar că este varianta pe fată. E la fel destul de vechi și ăsta, o să rebage la Magic Cup. Avem costumul cu numărul 3 care este ăsta. Vă dați voi cu părerea, când o să se bage o să luați pe care doriți, dar că astea o să fie costumele exact, astea o să fie, doar ce deja au venit pe joc cu mesaj cu primele 10 costume, eu vi le arăt cum arată ele. Avem a 5-lea costum, a 6-lea, nu mă stai, a 5-lea, cred. Nu mai contează, lasă. Uite, ăsta e a 6-lea costum. Dr. Scarlet Bundle. Costumul cu numărul 6 este același, doar că varianta pe fată, cum a fost la 6. Și acum, ia feste niște costume urmează. Mie, sincer, nu prea îmi plac de aici, stați așa. Este, da, uite, ăsta a fost cam băgat acum un an de zile la Diamond Royal, cred că un an, nu mai țin minte când, dar nu de mult a fost băgat. Asta știu sigur. Mai avem următorul costum cu numărul 9, pe ăsta care tot nu a fost băgat nu de mult, un an în urmă, doi. Știu că nu a fost de mult. Și ultimul costum, ăsta este cel mai frumos din lume. Acum, ce să mai zic, costumele sunt astea 10 care vi le-am arătat acum. Astea o să fie garantat, o să vină pe data de 24 ianuarie, după cum scrie și aici. Acum, ca să nu încheiem acest clip cu doar cu 10 costume care vi le-am arătat, o să vă mai arăt și niște skin-uri pe armă care vor veni în următorul update, care este, sincer, nu știu. Eu cred, așa am înțeles că e pe 1 ianuarie, dar dacă costumele o să fie pe 24 ianuarie, deci posibil update o să fie pe 24, nu știu, să vedem. Avem așa din prima un skin pe Bizon. E Bizon asta? Da, cred că e Bizon. Ba, dar nu scrie nicăieri aici, scrie... Da, nu că te zi, e un skin pe Bizon care dă 2 armor penetration și un rate of fire, dă destul de foarte bine. Dacă ați rămas până acum și că n-ați dat pe butonul de like, acum este momentul să dați. Avem un skin pe M14, da, ți-au zis bine, ăsta este M14, nici mie nu vine să cred. Și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă chiar acum pentru a nu rata următoarele clipuri care urmează să le postez. Mai avem un skin pe AC80 care dă 2 range și 1 movement speed. Ok, e destul de interesant. Asta, primele arme care vi le-am arătat sunt din colaborația care o să vină cu Chaos. Avem un AUG care dă 2 reload speed și 1 range. O M4 care... nu știu de ce e albă, avem un, se pare că o schimbat rapid, un Charge Buster care probabil o să fie la nou sezon de rang, deoarece scrie sezon 38 aici unde ar trebui să scrie numele, Charge Buster sezon 38 exclusiv, posibil o să fie la nou
rank, nouă armă care o să dea la noul sezon de rank. Avem un MP40 care tot posibil o să fie, doar ce scrie sezon 23 exclusiv. Ăsta este un skin pe SKS care arată foarte bine, dar din păcate nu ne arată ce atribuții dă. Deci cel mai probabil nu o să vină în acest update. Avem un skin pe G18 pe pistol cu 2 acuratețe și un move and speed. Un skin pe AVM-ul care dă ping glue, care dă destul de bine, 2 rate of fire și 1 acuratețe, dacă nu mă înșel. Da, nu, 2 rate of fire și un move and speed. Mai avem un skin PSG de 2, care eu cred că o să dea gratis deoarece n-are efecte. Și, na, da, acum nu știu dacă o să dea gratis, care dă 1 acuratețe și 1 range. Da. Și avem aici piesa de rezistență, cum se spune, cea mai ciudată armă, XM8, un skin pe XM8 destul de ciudat, cu 2 rate of fire și un armor penetration. Ăsta este kill effect. Când omori pe unul, acesta este upgrade de 3, nu, asta e altceva. Doar animația asta e. Animația și kill announcement, care o să ne-l arate imediat, nu? Uite, asta e. Nu e ceva special. Asta e animația, kill announcement-ul l-a arătat, era sus acolo. Ăsta e kill effect-ul, când omorâți pe unul se transformă în pui. Ați înțeles, da? E bine. Bă, fraților, cam ăsta a fost și clipul de azi. Eu am fost Lucian și până data viitoare sper că v-a plăcut. Până data viitoare ne auzim cu un nou episod de Free Fire.